Salut! Astăzi voi face pulpe de pui la cuptor cu miere și muștar. Hai să vorbim un pic despre pulpele de pui. Sunt ușor de făcut. Azi zice eu. Tu probabil o să mă contrazici. Probabil că ești unul dintre oamenii de care am auzit, chiar există, care pun niște pulpe la făcut și le ard. Sau adorm și se ard. Le găsesc scrum. Cât de prost poți să fii? Asta e o variantă. Există varianta a doua. Sunt aia care de fiecare dată, când vine vorba de pulpe, trebuie să le fiarbă un pic înainte. Pentru că, de ce nu? Unde mai e plăcerea vieții? Fierbele și după aia pune-le să le prăjești sau să le bagi la cuptor și poți să te trezești, le-am gătit prea mult, prea gust. De ce? Pentru că ești prost. Ți-a zis bunica ta odată că ar trebui să le fierbi. Și tu ai luat de bun. Că, na, așa se transmite totul din generație în generație. Doar că pentru unii mai bine, pentru alții mai rău. O să mai vezi o chestie. Vom folosi boia iute destul de multă. O să folosesc un muștar cu hrean. Da, probabil tot de la bunica ta ai auzit că dacă mănânci picant sau iute, o să pai găuri în stomac. Nu! Nu o să se întâmple asta. Dar dacă ți-e frică, renunți la partea de iute. Da. Fiecare cu ce poate. Înainte să-ți prezint ingredientele, să-ți explic niște chestii. Unul la unul. Folosești ce fel de pulpe vrei. Poți să le folosești întregi, dar dacă le folosești întregi, timpul de preparare crește. Poți să folosești pulpe inferioare, pulpe superioare. Ce vrei tu? Eu o să folosesc pulpe inferioare. Pentru că asta am vânat azi. Am prins un pui cu 4 pulpe. Nu știu de ce avea 4 pulpe inferioare, dar fie. Probabil le-am mutat. Pe lângă asta, după ce le speli, le cureți, le faci ce vrei tu, te asiguri că sunt uscate. Da? Nu vrei apă pe ele? Nu. În niciun caz. Următoarea chestie. O să amesteci sosul pentru ele într-un bol. Da? E simplu. Dacă nu folosești miere, nu, să zicem că nu ai miere la dispoziție, nu vrei să te mai duci să cumperi, oricum aia pe care o cumperi din supermarket e proastă. O să folosești zahăr. Să-ți arăt ce ingrediente îți trebuie. Pulpe de pui, în cazul meu, inferioare. Am 4. Am pus aici o linguriță de miere, deja. Am o linguriță de sare. Aproape o linguriță. O linguriță de usturoi granulat. Și o linguriță rasă de boia iute. Piper. O să pun tot spre o linguriță. Și 2 linguri de muștar. E muștar cu hrean. Să-ți arăt ce trebuie să faci. În bol, adaugi muștarul. Aproape 2 linguri. Am pus una jumătate. Boia. Sare. Usturoi granulat. Piper. Îți recomand să folosești piper proaspăt măcinat pentru că e mult mai gustos și mult mai bun decât ăla uscat de o eternitate. Amesteci. O să fie un pic mai greu cu mierea. Dacă folosești zahăr, îl topești un pic înainte într-o cantitate foarte mică de apă, poți lejer. A venit momentul să ne murdărim pe mâini. Și în bucătărie trebuie să faci asta mereu. O să acoperim pe cât posibil pulpele. O să mă folosesc și de lingură pentru că e mai ușor. Oricum, dacă mai rămâne sos, îl adăugăm peste pulpe și nu e nicio problemă.
Acum voi băga pulpele la cuptor, la foc mic, depinde de grosimea lor cât vor sta, dar astea probabil pe la 35, 40, poate chiar 45 de minute. Dar îți voi spune sigur atunci când sunt gata. Voi avea grijă să cronometrez pentru tine. Acum că pulpele sunt la cuptor, eu am treabă și o să mă duc să mă ocup de treabă și revin. Și tu poți să faci la fel. Excepție fac cei care ard pulpele. Arzi pulpele, uite-te ce ai de făcut. Nimic mai mult. Mă vezi, te oprești așa, stai în bucătărie și începi și dai palme, ca să te trezești, să nu mai adormi așa, bam, bam, bam. A, înțeles? Că nu o să-mi strici tu mie rețeta, o să-ți dau cu o tavă în cap. Revin. Așa arată aripile după 45 de minute. Îți place culoarea lor? Mi-e place. Și miros super bine. Îți recomand să încerci rețeta. Vreau să văd cum au ieșit. Trebuie să încerci. Trebuie să încerci, crede-mă. Genial. Și te lovește așa un pic de iuțeală. E clar de încercat. Nu ai cum să dai greș, decât dacă le lași prea mult. Dar sunt geniale. Pentru rețeta de pulpe la cuptor cu miere și muștar, îți voi lăsa în descrierea videoului link-uri către garnituri. Dar poți să-ți alegi și altă garnitură. Dacă îți plac rețetele mele, nu uita să dai like pe pagina de Facebook Spice Up și să te abonezi pe canalul de YouTube Spice Up. Așa vei fi la curent în fiecare miercuri cu noua rețetă. Și îți garantez că o să-ți placă.